Dispar mașinile pe benzină și motorină. Ministrul Mediului a spus exact când vor fi interzise și care sunt planurile autorităților din România, urmând directivele de la Bruxelles cu privire la întinerirea parcului auto din țara noastră. În 10-15 ani, în România nu se va mai pune pe piață nicio mașină cu motor diesel sau pe benzină. Totul se va transforma în niște scheme financiare de contribuție sau beneficii. Cine nu îndeplinește normele va plăti, iar cei care vor să le îndeplinească vor fi sprijiniți financiar. Ce părere aveți de faptul că pe viitor ar putea fi interzise mașinile pe benzină și pe motorină din cauza poluării? Să știți că e o părere bună, că situația vedeți care iese în țară, în lume și peste tot. E mai greu, că lumea nu are bani să ia mașini de acum, dar pe parcurs, pe viitor, e necesar, să știți. Mare problemă cu poluarea, cu încălzirea globală, luăm foc. S-a apucat apocalipsa, să știți. Trebuie să vadă toată lumea ca Domnul vine. Vom fi obligați să respectăm anumite standarde de emisii de dioxid de carbon. Va exista un fond social de climă care va ajuta acele gospodării, acei oameni sau acele companii care nu pot îndeplini anumite condiții, astfel încât să le poată îndeplini, a explicat ministrul mediului. Ați fi de acord cu acest lucru? Sunt de acord, dar sunt convins că nu se întâmplă într-un timp scurt. Nu, eu am mașină pe motorină și îmi convine să pot să circul cu ea cât mai mult. Probabil sunt luate aceste decizii pentru a ne îndrepta, să zic așa, spre mașinile electrice care nu poluează. Ele nu poluează, dar industria mașinilor electrice și aia este poluantă, că și bateriile care se produc și bateriile care devin deșeuri și ele toate sunt poluante, așa că niciuna nu e perfectă. Nu se discută despre cei care nu pot, din punct de vedere social, să-și cumpere o mașină nouă, ci despre foarte multe persoane care și-ar permite o mașină nouă, mai puțin poluantă, cu cilindree mai mică, de o altă clasă. Eu lucrez în afară și am acolo ce auzit, că așa spune că până în 2000, nu știu câți ani, o să întrerupă, o să scoată, ce pot să spun, probabil că nu se fie nici chiar așa de bine, pentru că acum trebuie să ne gândim și pentru persoanele care merg și pe... Într-adevăr că motorina spune că face, dar dacă o să fie mașini mai noi, probabil că o să fie mai bine pentru, nu face prea mult pentru populație și pentru, cum se spune, poluare. Pentru poluare, nu o să poleze prea mult. Acum ce să zic altceva? Pe viitor v-ați gândit să vă luați o mașină electrică? N-ar fi rău, dar problema e că un pic cam costă. Dacă ar fi să fie un pic la un preț acceptabil, probabil că mulți le-ar accepta. Reducerea numărului de mașini peste 15 ani este un prim pas foarte important. În paralel, inclusiv din fondul acela social de climă, să venim în completarea programelor naționale și astfel să întinerim parcul auto, a mai spus ministrul.